un om supărat. În mijlocul unui sat aflat la marginea unui râu vijelios de munte, pe o uliță lăturalnică trăia un om ajuns la vârsta când părul albește de tot în cap. Acest om, pe nume Ioan, a slujit mulți ani la biserica din sat, fiind ajutor de de la construcții, grădinărit sau întreținerea sfântului locaș. Dar de la o vreme lui Ion îi era foarte drag să se vaite și uitase drumul care duce la frumoasa biserică din sat. El era tot timpul mânios, cârtea împotriva sărăciei, umbla de colo-colo și se văita în gura mare că el este lovit de soartă, că e întristat și că va muri curând din cauza înfometării și lipsurilor și tot așa. De când își făcuse obiceiul acesta să iasă pe ulițe și să se vaite, cam de atunci a uitat și de biserică și de cuvioasa purtare. Toată ziua și-o petrecea pe drum, sporovăind cu trecătorii, suspinând și greind împotriva vieții, uitând cu desăvârșire că vorba lungă îl depărtează pe om de Dumnezeu, că bârfa, nemulțumirea și cârtirea te fac să uiți de virtuți și de făgăduințe. Sătenii, neînțelegând ce se întâmplă cu acest om, s-au dus la preotul satului, căci prea se schimbase acesta dintr-o dată. De la omul săritor și mare ajutător în nevoie multora, Ion devenise un leneș, un cârtitor și un nemulțumit veșnic. Unul dintre săteni se adresă preotului. Iată, părinte, fratele nostru a părăsit biserica, a lepădat cuvința și frica Domnului, Păcatul nu-l mai socotește păcat. Fără de legea, nu o mai socotește fără de lege și parcă râde de viața de dincolo și de muncile iadului, nu se teme. Ce facem cu el? Cu adevărat, este trist ce se întâmplă cu fratele nostru, spuse atunci preotul. Cu atât mai mult cu cât cuvintele despre munca veșnică lăsate nouă de Hristos nu sunt vorbe goale. Nu mă pricep însă a spune ce se întâmplă cu acest om. De aceea vă rog să vă duceți la o stâncă, pe poteca de munte pe care vă voi arăta-o. Vă trimit acolo la un pusnic care vă va spune toate câte vreți să le știți despre fratele nostru. Și au plecat la drum trei dintre săteni. Făcând cale destul de lungă până la acea stâncă, l-au găsit pe acel pusnic și fără să stea prea mult pe gânduri, l-au întrebat. Avem în sat un om care a slujit cu dragoste bisericii și acum s-a lepădat de buna cuvință, s-a lepădat de Dumnezeu și s-a depărtat de lucrarea mântuirii. Ce putem să facem să-l aducem pe calea cea bună, părinte? Pusnicul îi rugă pe cei trei să se așeze și le spuse: Frații mei, mai întâi trebuie să știți că în viață multă tulburare se face omului de la diavoli. Numai eu știu cât am pătimit în această peșteră și de câte ori m-au căutat diavolii desfrânării ai lăcomiei ai mândriei, ai nemulțumirii, ai deznădejdi, demonii nerăbdării, ai lenevirii și mulți asemenea lor. Sătenii ascultau uimiți, căci nu mai văzuseră până atunci un nevoitor în peșteră, iar unul dintre ei îndrăzni să întrebe. Noi cei care suntem în lume putem avea război de la necuratul? Că te afli în peșteră, pe munți, în văgăuni, în lume sau în mănăstire, Diavolul te muncește până în ultima zi a vieții pământești, răspunse pusnicul. Și cum recunoști că te supără un diavol? întrebă un altul. Toți oamenii au război cu necurații. O să recunoașteți în voi dacă vă cercetați mai pendelete câte un demon mai mic sau mai mare. Dacă unuia dintre voi îi place slava de șartă, acela este purtător al diavolului mândriei. Dacă unul iubește arginții, banii, acela este muncit de demonul lăcomiei. Dacă în cugetii se înfățișează unuia dintre voi chipul omului care i-a făcut o pagubă sau un rău, acela e muncit de demonul ținerii de mintea răului și tot așa. Cei trei ascultau de acum cu imire fiecare cuvânt, oricât de mic, fiindcă nu mai auziseră pe cineva rostind astfel de vorbe. Ba mai mult, fiecare dintre ei recunoscură că cele trei patimi descrise de pusnic să lășluiau în ei. Unul era lacom, altul cam mândru și al treilea avea necas pe unul din semeni. Cât despre fratele vostru Ion, pot să vă spun că are în dânsul mai mulți demoni care îl chinuie. Cei mai vicleni dintre acestea sunt cei ce luptă cu nemulțumirea și lenea. Pentru acest lucru nu mai vine fratele nostru la biserică, fiindcă e luptat de demon? Și pentru aceasta, dar și pentru nelucrarea sa. Omul este lăsat de Dumnezeu cu voință liberă. El poate sau nu să fie ispitit de demon. Iar Ion, fratele vostru, s-a lăsat ispitit mai cu seamă gândind că a făcut destul pentru mântuirea sufletului. S-a lenevit în lucrarea sa. Ce putem face pentru a-l readuce pe drumul cel bun? Întrebă un altul. În primul rând, să-i spune să-i libereze câinele pe care îl ține în curte, fiindcă acest câine îl vădește că este un om mincinos. Cum așa? Oare n-ați privit la fratele Ion? Din cauza tristeții și nemulțumirii a slăbit peste măsură, fiindcă oasele omului trist se usucă. Să știți însă că el ține în curte un câine foarte gras și bine hrănit. De unde să aibă Ion hrană pentru câine dacă el nu are bucate pentru dânsul? Pusnicul căzu pe gânduri că -și nu vrea să-și arate darul de la Duhul Sfânt, al străvederii și înainte dar pentru înțelepțirea celor trei grăii. O să-l rog pe bunul Dumnezeu să-mi ierte greșeala de a spune cele ce le știu despre fratele vostru. Iaca, stând la rugăciune, Dumnezeu mi-a arătat că mă veți căuta și mi-a mai arătat adevărul despre fratele Ion. Și care este adevărul? Adevărul este că omul pentru care ați venit la mine păzește nopțile viile unei rude bogate. Când se creapă de ziua, ia banii sau bucatele care le primește drept răsplată, le pitește pe sub haine ca să nu-i se găsească pricină că ar fi bogat, apoi se duce la casa lui, doarme și când se trezește, iese pe ulițe să se vaite. Cei trei au rămas muți de uimire și își aduseră aminte că, într-adevăr, Ion avea un câine gras în curte și că tulburarea o făcea sătenilor îndeoseb după ora prânzului, aceasta fiind un semn că omul păzea noaptea viile, iar dimineața dormea voim să nu-l judecăm pe fratele nostru, ci mai presus să-l aducem pe drumul cel bun. Ce e de făcut? Acesta este ultimul cuvânt pe care îl voi mai spune. Vorbiți între voi toți sătenii de la mic la mare și când Ion iese pe ulițe să-i ziceți așa. Milostenia bate mânia, rugăciunea curățește, iar postul veștejește pofta. Acum mă iertați că Iaca s-a făcut din nou ora rugăciunii și trebuie să-mi fac pravila. Mergeți dar la treburile voastre și vă rog să nu pomeniți semenilor voștri că m-ați întâlnit în acest loc. Au plecat cei trei folosindu-se cu destulare de cuvintele pusnicului și întorcându-se în sat din gură în gură, au transmis cuvintele cu care fiecare dintre ei trebuia să-l întâmpine pe Ion. Și ieșind pe ulițe ca de obicei să se vaite, Săptămâni de -a rândul Ion a auzit de la trecători doar aceste cuvinte. Milostenia bate mânia, rugăciunea curățește, iar postul veștejește pofta. Și auzind din gura oricui îi ieșea în cale aceste vorbe, se hotărâ omul nostru să nu mai iasă pe ulițe, fiindcă de acum doar aceste cuvinte îi răsunau în cap. Milostenia bate mânia, rugăciunea curățește, iar postul veștejește pofta. La început lucrul acesta îl răni și mai mult. Ion cârtea, bombănea, ba mai mulți credeau că și-a pierdut mințele de tot, fiindcă vorbea cu câinele său. Într-una din zile însă, nemai suportând faptul că nimeni nu-i vorbea, se hotărâ să meargă la preotul satului. Preotul știa de necazul lui Ion și bănuia că e muncit de vrăjmașul diavol, de aceea nu a stat pe gânduri, l-a spovedit, i-a citit dezlegări și i-a dat canon să facă ce-i va zice conștiința. După spovedanie, parcă o greutate i s-a luat lui Ion de pe inimă și a început să lăcrimeze, aducându-și aminte cum trudea cu dragoste pe lângă biserică, cum din puține arginți pe care îi câștigau din oară, din tot sufletul, făcea parte și celor lipsiți, cum se ruga de trei ori pe zi, dând slavă lui Dumnezeu pentru toate. Și mai cu seamă, înțelese că de când a început să strângă bani din dorința de a fi bogat, tăinuind câștigul cel obținea de la păzitul viilor, Parcă de atunci i s-au luat mințile, căci au uitat cu totul de rugăciune, de post și de Dumnezeu cel milostiv. Se duse repede acasă și punând mâna pe banii strânși și care îi provocaseră atâta suferință, s-a apucat să-i împartă tuturor acelora care îi ieșeau în cale. Și până a împărțit ultimul bănuț, trecătorii l-au putut auzi pe Ion rostind zile în șir doar aceste cuvinte. Să mă iertați pe mine, păcătosul, Luați din averea mea că de acum am avere în cer de la cele trei surori ale mele, iar cele trei surori ale mele sunt Postul, Rugăciunea și Milostenia. Cu adevărat, așa este. Milostenia bate mânia, rugăciunea curățește, iar Postul veștejește pofta.